Concurs de inovare în securitatea națională. Pentru prima dată în România, instituții din domeniul securității naționale, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS și SPP organizează competiția Patriot Fest. Se pot înscrie tinerii români din țară și din străinătate, care au inventat prototipuri funcționale în următoarele trei domenii: securitatea informației, inteligența artificială și interfața om-mașină. Organizatorii încurajează orice persoană care dorește să prezinte un prototip funcțional să se înscrie în acest concurs. Pentru prima dată în România, când instituții din domeniul securității naționale lansează un concurs împreună pentru inovare și ceea ce este mai important de precizat, pentru inovare cu resurse românești. Cetățeni din România sau din afara țării pot să se înscrie la acest concurs ca să răspundă nevoilor de securitate pe care aceste instituții implicate le au. MAPN ar avea nevoie de cât mai multe proiecte românești care să fie produse de industria noastră de apărare. Industria noastră națională de apărare are anumite lipsuri în acest moment. Asta este motivul pentru care prin inovare, prin cercetare, dezvoltare și prin implicarea acestei industrii în înzestrare, de exemplu, discutăm strict punctual de către Ministerul Apărării Naționale, poate să ajungă la un nivel la care să ofere ceea ce instituțiile și din domeniul securității naționale au nevoie. Dar și celelalte instituții din domeniul securității, SRI, STS, MAI și SPP, susțin proiectul. Astăzi suntem curtați de foarte multe instituții europene pentru a face parte din consorții care să promoveze ideile noastre și ale dumneavoastră. Pasionații de tehnologie și inventică au șansa de a-și prezenta prototipurile în cadrul primului concurs de acest fel. Perioada de înscriere a proiectelor începe pe 1 decembrie și se termină pe 15 februarie anul viitor. În intervalul 1-3 martie 2017 va avea loc demonstrarea funcționalității prototipurilor și evaluarea acestora. Juriul va selecta cele mai atractive propuneri. Premierea va avea loc pe 6 aprilie 2017. Toți participanții, inclusiv câștigătorii, își vor păstra dreptul de proprietate intelectuală asupra creațiilor. Juriul va fi compus din 3 președinți de comisii, câte unul pentru cele 3 tematici, iar cunoscutul astronaut român Dumitru Prunariu va fi președintele de onoare al Patriot Fest. Proiectul este susținut și de Prima TV și Adevărul.